Așteptați-ne în zori, astfel și-a numit Emil Oteanu lungmetrajul cu care a debutat în cinematografie în 1963. Și poate că nu e o coincidență, căci prin marea valoare pe care a avut-o, și astăzi suntem tentați să-l mai așteptăm, să ne miște cinematografia din loc, pentru că de cultura și talentul lui avem mare nevoie. Emil Oteanu, regizor, scenarist și poet. În locul artistului vorbesc astăzi filmele și cei pe care i-a descoperit și i-a promovat de-a lungul activității sale. S-a născut la 6 noiembrie 1936 în satul Clocușna, Ocnița, în familia învățătorilor Tatiana și Vladimir Loteanu. Satul meu de obârșie, Clocușna, se afla chiar în coasta unor păduri. Iar casa noastră, casa părintească, casa bunicului meu, era legată și de locul unde bunicul meu făcuse o moară. Fără Emil Loteanu, cu greu am fi vorbit astăzi despre cinematografia de la noi. După filmul Așteptați-ne în zori, Poienele roșii, creat tot la Moldova Film în 1966, este al doilea lungmetraj al lui Emil Loteanu și filmul de debut în cinematografie al mai multor artiști, dar în mod special al actorului de teatru Grigore Grigoriu, a studentei la Facultatea de Drept Svetlana Toma și al lui Victor Soțchi Voinicescu, care au devenit prieteni pentru toată viața ai regizorului, jucând roluri principale sau episodice în toate filmele sale. După ocupația ruso-sovietică din 1940, Poienele roșii este primul film artistic turnat la Chișinău despre sufletul, valorile, tradițiile milenare ale neamului nostru. De mare valoare e și filmul Lăutarii, legat profund de lumea interioară și de viața artistului. Filmul Lăutarii este o rară experiență de acumulare a folclorului, fiindcă în spatele filmului sunt ani de muncă chinuitoare, când s-au plămădit nu numai concepția filmului, ci și tiparele în care el a fost turnat. Filmul este, ca știți, ca o construcție absolut nouă, fără rețete. Și atunci trebuie să dibuiești niște parametri concrete, niște hotare concrete. Și atunci toată pregătirea mea intuitivă a dus spre acest film. Adică tot ce am trăit eu în viața mea a fost ca niște râu ușoare care s-au acumulat într-un fluviu și acest fluviu m-a dus într-o bună zi la ideea de a face un film monument despre marii noștri hoinari, despre mari vagabonzi muzicali. Emil Oteanu este autorul a peste 20 de filme de mare succes, printre care Gingașa și Tandra mea fiară, Ana Pavlova, O șatră urcă la cer, apreciate în țară și în afara ei. Pe platoul de filmare n-a fost niciodată ușoară, spunea Emil Loteanu, dar a devenit artă fiecare imagine și fiecare gând, prin dorința și puterea de creație. Își amintea altădată cu drag de filmul Șatra. La Șatra, ei, actorii, erau cei care scăldau cai în Tisa, îi hrăneau. Și-au creat și o minune, fiindcă dresorii de cai au refuzat să îi antreneze într-un timp atât de scurt. Și atunci eu, lucrând atâția ani de zile la filme cu cai, iubind cai, le-am spus: băi băieți, totul este mâna voastră. Dacă veți reuși ca acești cai să vă iubească, să creadă în voi, să vă devine fidel, atunci nu avem nevoie de niciun antrenor. Emil Oteanu a scris scenariile filmelor sale și este autorul mai multor volume de proză și poezie. În ultimii ani a montat și piese de teatru. Marele artist a plecat din viață la 18 aprilie 2003. Participant și câștigător la mai multe festivaluri internaționale de film, Emil Oteanu este declarat drept cel mai bun regizor al secolului 20 din cinematografia autohtonă.